Bună ziua, dragilor! Sunt Marian și în acest tutorial mi-am propus să vă prezint modul în care se pot realiza resurse folosind opțiunea Draw It, desenează-l sau desenează-o din iPad. Avem cele două butoane consacrate, dreapta sus, stânga sus, pe care putem să intrăm să ne creăm resursa. Tipul de resursă pe care noi vrem să-l abordăm astăzi se află în comanda rapidă Activity, Draw It, dar putem să accesăm acest tip de resursă și din lecție. Eu am să folosesc cea mai simplă variantă, Activity, și am să folosesc opțiunea Draw It, aceasta. O să vedeți că nu este nimic complicat. Și e o resursă foarte interesantă pe care elevii o iubesc. Am intrat în resursa respectivă. Să intuim puțin interfața. Avem în partea de sus a ecranului caseta de instrucțiuni pentru elev, în care efectiv scriem elevului ce are de realizat în această resursă, pe baza imaginii de fundal. Apoi să adăugăm acest buton despre care am mai vorbit, în care putem să adăugăm elemente multimedia. O să vedeți la momentul potrivit. Dedesubt avem butonul de instrucțiuni prin care putem să ne închidem sau să ne deschidem căsuța de instrucțiuni pe care le adresăm elevilor. Elevii vor fi nevoiți să închidă această căsuță pentru a avea acces la întreaga imagine de pe ecran. În partea dreaptă avem biblioteca despre care v-am mai vorbit, a celor de la NearPod, unde avem o grămadă de șabloane pe baza cărora putem să lucrăm. Le selectăm, ele se preiau în resursă și după aceea venim să le edităm cu elementele de care avem noi nevoie. Iar în jumătatea ecranului avem efectiv elementul cel mai important, elementul care ne oferă posibilitatea să punem pe fundalul resursei imaginea pe care se va lucra. Și v-am spus, o să vedeți imediat, este o imagine de tip PNG sau JPEG sau chiar și un fișier PDF poate fi încărcat aici. Haideți să încărcăm, în primul rând, să scriem instrucțiunea aici, la caseta de instrucțiuni. Să presupunem că folosim resursa pentru o lecție de geografie și o să spunem așa, ca primă cerință, te rog să scrii pe hartă punctele cardinale. Asta e o primă instrucțiune pe care o dăm elevilor. Încercuiește 3 din cele mai mari orașe din România. Și a treia sarcină pe care o dăm, să presupunem că vrem să fixeze pe hartă, să localizeze pe hartă județul în care locuiește. Fă un X pe județul în care locuiești. Am scris cele trei cerințe. Să presupunem că vrem să le dăm și niște elemente de ajutor pentru sarcina de lucru, pentru cei care nu s-ar descurca. Folosim acest buton și putem să-i adăugăm o imagine, o înregistrare audio, un PDF, un video, un audio, un conținut web. Hai să spunem că îi dăm ca element de ajutor un clip video pe care poți să-l încarci ca și imagine din dispozitiv sau din cloud, Drop Drive, din Google Drive, din Dropbox sau din OneDrive. Dar noi o să folosim, să încărcăm un fișier de pe YouTube și o să spunem
punctele cardinale. Avem mai multe opțiuni aici. Haideți să o folosim pe aceasta. Îi dăm salvare. Bun. Deci am scris sarcină de lucru, am oferit un fișier video de ajutor. Haideți să efectiv să pun fundalul pe care elevul va trebui să facă însemnările respective. Asta îmi presupune că trebuie să-mi încarc un fundal. Fundal pe care pot să-l încarc din calculator, din cloud sau pot să-l caut pe internet. Și o să spunem aici harta României. Atenție, trebuie să fie un fișier JPG sau un PNG sau poate fi și un fișier cu extensia PDF. Să aleg de aici o hartă. Am selectat-o, îi dăm salvare. Dacă fișierul nu este compatibil, vedeți cum mi-a spus aici, nu se poate încărca. O să merg să caut un alt fișier. Harta. O să caut un fișier care este compatibil. Se pare că acesta va funcționa. Bun. Pot din aceste două butoane să măresc imaginea sau să o micșorez așa cum mă interesează pe mine. Din cele patru butoane din stânga jos pot să întorc imaginea pe toate părțile stânga-dreapta. Pot să o rotesc sus-jos sau pot să o rotesc stânga-dreapta. Să presupunem că harta noastră este cea potrivită. În cazul meu am ales o carte, dar putem să alegem orice imagine în concordanță cu tema pe care o abordăm și dăm salvare. Resursa noastră în acest moment este salvată și este bine să facem o previzualizare, să vedem resursa și din perspectiva elevului. Pentru că, să vedeți, sunt niște lucruri interesante aici pe care trebuie să le vedem. Și vă recomand să faceți întotdeauna o astfel de testare înainte de a folosi la clasă resursa respectivă. Este acest buton de instrucțiuni pe care elevul va trebui să folosească dacă are nevoie să aibă acces la întregul ecran și fișierul de ajutor, e un fișier video aici, iar aici avem cele trei sarcini pe care elevul le-a primit. Haideți să vedem fișierul de ajutor. În momentul în care o să apese pe el, deja el începe să se deruleze, poate să meargă pe document acolo unde are nevoie. Am să-l închid. Deci dacă avea nevoie, poate să intre pe acest fișier. Închidem instrucțiunile. Avem cele 2, 4, 6 butoane de jos pe care elevul le poate folosi. Primul este cum este selectat acum, cursor, mouse. Al doilea este instrumentul de scriere și alegem culoarea și grosimea instrumentului de scris. Să spunem că alegem roșu. Al doilea este tot un instrument de scris, dar de un alt tip. Al treilea se introduce o casetă text, dacă avem nevoie. Al patrulea se introduce o imagine pe fundalul dat de noi, iar al cincilea este o radieră. Să presupunem că folosim primul instrument de scris și elevul vrea să scrie punctele cardinale pe hartă. Nord, sud, est și vest. Ce mai avea elevul nostru de făcut? Haideți să presupunem că folosește alte culoare, să încercuiască trei dintre cele mai mari orașe pe hartă. București, Timișoara și ce să mai spunem? Haideți constant. Ce mai avea să facă elevul nostru? Să facă un X pe județul în care locuiește. În cazul meu, elevul Marian este din Cărăraș. Și a terminat. În momentul în care a terminat, pur și simplu elevul o să aibă butonul de trimitere a resursei și profesorul o să vadă în timp real ceea ce a lucrat fiecare elev. Dacă vom avea 20 de elevi pe
platformă, conectați la resursă în acel moment, noi vom avea 20 de astfel de hărți pe care s-a lucrat și putem să vedem în timp real ce a lucrat fiecare elev și putem să-i oferim totodată și feedback. Dacă vrem să ștergem, folosim butonul de ștergere. O să închid previzualizarea, ce am de făcut mai departe, efectiv trebuie să-i dau salvare și ieșire. Așteptăm ca resursa să se salveze. Vedeți că în tabloul de bord resursa apare salvată. Tot ceea ce avem de făcut în continuare este să trecem la transmiterea resursei către elevi, fie pentru lucru în mod sincron, în activitate directă cu elevii, fie pentru activitate independentă, în ritm propriu al elevului, deci activitate asincron. Fie că se lucrează cu activitate sincron, fie cu activitate asincron, ca muncă independentă, modul în care elevul lucrează se va vedea în rapoartele pe care platforma le generează pentru această activitate. Vă doresc spor la studiat acest tip de resursă și la crearea cât mai multor resurse de acest tip.